Începe monozi. O venit Mona de sus, mi-a adus șapca mea la Manduca, domne, rapper, hopper, hip-hopper. Dar așa când pleci, uit anumite lucruri. Am trimis-o pe Mona să aducă mai multe chestii și le-au agățat pe ea, le-au pus șapca pe cap, Manduca. Înainte să ne bucurăm de liniștea unei după amiezi împreună, așa, în familie, mergem să achităm facturi. Maria, îți place șapca lui tati? Terminat, am plătit facturile. Liberta. Mergem să ne parcăm undeva și să ne plimbăm. Echipată? Pregătiți. Echipa, da. E pregătită? Toată. E pregătită? Da. Uite, Toma, ce-am găsit! Ce? Salcăm înflorit! Vezi? O să fie o toamnă lungă! Uite cât e de fain! Cum o să fie? Toamna lungă? Da, așa să spun! Uite! Și că la noi, dacă găsești salcăm înflorit, va fi toamna lungă! Păi înflorit a doua oară! Auzi, dacă eu am văzut... Asta unde se vinde kebab, ce înseamnă? O să am o burtă mare! Ați mai văzut voi cărut cu GoPro? Am avut o groază de treabă astăzi cu editările pe alte filme și pe fotografii. Așa mă bucur că am terminat la timp și a ieșit și soarele puțin astăzi. Cine știe după aia? Hai să o luăm încolo. Mergem încolo. Ei, și am uitat să mănânc. Așa că voi băga un covric. Veșnicul covric. La ce privire are Maria, zic, cred că o înghețat complet. Dar oricum e un frig afară, a început frigul. A început să dea frigul. Dar după floarea de salcâm, cred că va fi o toamnă bună. Deci ați auzit, e garantat de floarea de salcâm. Da. E soare, știi, ne-am bucurat că astăzi a ieșit soarele până la urmă, deși și astăzi trebuia să fie urât. Da, e frig. Deci a început clar să vină toamna peste Piatra Neamț, vine toamna, serios. Toamnă de aia. Ceahlău își spune cuvântul. Da. Cred că pe Ceahlău. Da, probabil voi face o excursie foarte rapid pe Ceahlău. Schimbările noastre de acum se schimbă ca modalitate de planificare și gândire datorită astea luasta mică. Vom ieși când e soare. Trebuie camuflată, zici că plecăm la război. S-a dat verdictul, Maria a dat plânsul, e prea frig. A luat-o Monica în Manduca, nici în căruț nu mai vrea să stea, e gata. Așa că ne vom retrage la mol. Nimic nu mai zici, băi Maria, nimic nu mai zici. Încercăm să intrăm cât mai repede înăuntru, Maria a dormit, ne bate vântul. Mergem la jucării. Am vrut eu de ceva timp să trec pe aici, pe la jucării, să mă mai uit la ceva. Maria, astea sunt mașinuții? Astea sunt pentru băieți, măi, Maria. Ei, trebuie ajuns acasă jucăria și după aia vedeți ce o știe ea. Maria e la cumpărături, ca mine la cumpărături. Se plictisește de repede. Hai să vedem o căciulă nouă. Cumpăra Maria pe noi. Era foame și noi țineam la propat căciul și făinuți. Deci am luat pauză, Maria mănâncă.
până nu se satură Maria, nu plecăm de aici. Și ne mai și ceartă. Maria, ai revenit? Ești iar bucuroasă? Da. Hai Maria, hai! Hai, încă un pic, încă un pic, încă un pic! A luat. Acum că-i frig afară, pe mall, zici că suntem pe aleile din parc. Afară e la fel de fric? N-au putut să se mai încălzească cât am stat noi înăuntru. Băi, noi am lăsat fric să găsim cald. Să dați drumul la calorifere afară.